Salutare și bine v-am găsit la un nou joc în care astăzi vom juca un joc în care va trebui să gătim habar n-am ce, dar o să vedem în 8 secunde prin comanda, cred, sau așa ceva de genul ăsta. Acum, sper să vă placă și se pare că trebuie să gătim, am avea comanda să gătim o sălățică. Ia să vedem cât de greu poate fi. Eu cred că e destul de ușor, după părerea mea. Ia să vedem. Ne uităm prin frigider. Strău. Dar de care să... vrea să lăsă de căpșuni. Trebuie să închidem frigider. Așa. Sper să vă placă. Dacă vă place, apăsați pe butonul de like. 5 strawberry. Să punem 3. Se strângem undeva la 2 like-uri. 1, 2, 3, 4, 5. Gata. Luăm bolul și îl servim. Parcă așa știm. Și l-am servit. I-a plăcut foarte mult. Gata, e și cum trebuie. Trebuie să facem o salată de fructe. Așa, deci am revenit. Așa, deci unde eram? Facem salata de fructe. N-avem nevoie. Yes, n-am nevoie de tutorial. Mă descurc eu cum pot. Ia, ce spune aici? Apple, măr, pară, zahăr, cinnamon, powder. Ce-i aia? Totul e pe masă. Doar bolul trebuie să mai îl iau și este perfect. Hai să vedem. Sunt deja tăiate? Da. Trebuie să punem 5. Așa. Cred că sunt 5. Așa. 1, 2, 3, 4. Încă una. Gata. Acum, ce spune... Să punem undeva la 10 zahăr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ajuns. Numărul. Bun. Hai să vedem. Punem bolul și servim. Ia să vedem cât primim. I-a plăcut la maxim. Știam eu că sunt un bucătar bun. Ia să vedem, venit cu următoarea comandă. N-am nevoie de tutorial. Busca, n-am nevoie, exact. Ce ăsta? Beetroot. Luăm asta. Să-l tăiem? Sau ce să facem? Bine, avem nevoie de tutorial. Tutorial. Am o idee. Nu mă lasă. Oare dacă fac asta și iau cuțitul și o tai așa, așa, și așa, și așa, și așa, și așa, și așa, și tot așa până când va ieși ceva. Apoi punem cuțitul la loc și luăm o farfurie. Da, desigur. Ce avem aici? Căpșuri, stai, că mai era ceva? Avem nevoie și de lămâie. Bucătar adevărat știe de ce are nevoie. Mai puțin eu. N-am nevoie că sunt bucătar foarte... foarte experimentat. N-ați auzit absolut nimic. Așa, uite ce frumos, am pus toate legumele acolo. Tăiem și o lămâie pe din două. Asta sper să o tai cum trebuie. Tăiem la jumătate.
Așa. O punem acolo. Sper că vă placă cum gătesc. Că eu mie îmi place să gătesc. În viața reală. Când joc. La ce lasă-mi să pun mâini? Mă lasă să iau farfuria. Farfurie, ți-ai blocat? S-a blocat farfuria. S-a lipit de masă. S-a trebuit să iau lămâia. Aaaa, m-am prins. Nu știam. Acum trebuie să iau iar farfuria? Sau ce trebuie să iau? Și mai e ceva acolo. Ce? Bă, nu. Punem farfuriuța aici. Să-i că o repun pe ăsta. Pe, na. Mai, cum fac? Nu mă pricep. Ok, acum punem jos. Luăm ăsta, luăm ăsta și îl punem aici. Oh, no. Iată așa, acum. Așa, da. După ce am făcut chestia asta, trebuie doar decât să vedem că mai avem foarte puțin timp. Ce facem? Cu mâncare. Avem sare. Hai să punem sare. N-avem sare. Mâncare. Fără sare, mâncarea n-are gust. Cred că punem și noi 5. Așa. Punem sarea deoparte și luăm repede condimentul ăsta care habar n-am ce e, dar mi-a apucat aici. Scurtișoară. Nu știu ce mâncare e asta, dar punem tot 5. O repunem aici și o servim. Eu cred că va fi una dintre mâncărurile care o să-mi iasă foarte bune. Să zicem că mi-a plăcut. Mi-a plăcut cât de cât. N-am primit cea mai mare notă, dar... ne descurcăm noi, cum putem. Se pare că cineva vrea iar o... niște căpșuni cu zahăr. Cum ar fi să-i fi dat să fi spus sare. Așa. Voi cum mâncați căpșunile? Simple sau... uite, cu zahăr. Mi-e plac cu zahăr. Sunt foarte buni. Îi face mai mult mai dulce. Adică dacă căpșuna e crudă și nebună și așa... pui zahăr, o face mai dulce și este perfect. Așa, uite, i-a plăcut perfect. A dat cea mai mare notă. Ia să vedem, putem cumpăra... putem cumpăra o grămadă. Iată așa. Ce avem aici? Tigaie, cuțit, cartofi, smoothie blender... așa mai departe. Putem customiza... uite, putem... la level 4. Ok. Mamă, câte mâncăruri să putem găti. Deci dați like ca să putem ajunge cât mai departe. Ia să vedem ce avem de făcut. O salată de fructe foarte ușor și bine preparată, sper. Luăm aici așa și punem câte 5 fructe. 2, 3, 4, 5, punem și 5 bucăți de măr, așa, nu știu câte am putea să mă uit. Acum punem zahăr, da, nu sare, și cât pune 10 zahăr. 10 grame? Ok, va fi 10. Cinamon, asta e cinamon? Da, asta e cinamon. Cred că se referă la scorțișoară. Dar, nu știu limba lor. Poate engleză, da. Asta e. Nu mă pricep de bine la engleză, dar nici foarte rău. Eu zic că o să-i placă foarte mult clientului. Gata, putem lua următorul fel de mâncare. Ia să vedem.
Ok, acum să ne apucăm să facem o salată de legume. Uite că ne-a apărut legumele, nu știam că sunt aici. Avem nevoie de două roșii. Două roșii, da. Ne pregătim ingredientele, așa se face. Două roșiuțe și drăguțe. Acum avem nevoie cu... Un castraveți. Avem nevoie de 4 castraveți. 2. Destul de mult, destul de mare cred că o să fie salată, așa că cred că o să luăm în farfurie sau un platou puțin mai mare. Cred că da. Așa. Acum luăm câtă ceapă vrea. Ok, cred că vrea doar o ceapă. Să... Nu știu cum am curățat în doar 5 secunde, dar asta e. Sare, 12 grame. Ok, hai să tăiem legumele. Acum luăm o farfurie de asta. De asta mai mare, așa, bun. Ca să încapă mai mult. Cât e mai mult, cu atât e mai multă mâncare. Și cu atât mai multă mâncare, cu atât mai mulți bani. Luăm cuțitașul și nu-l aruncăm acolo. Și tăiem aerul. Nu. Pune cuțitul deoparte, pune castraveții. Că să-i tăiem acolo în imaginea altă, că să-i tăiem pe jumătate fiecare castraveciu. Așa că voi tăia și-o în jumătate. 1, 2, gata. I-am tăiat în jumătate castraveciorii. Apoi ne aruncăm cuțitul de parte, nu ne-ar păsa de el. Luăm castraveciorii tăiați. Mie mi s-ar părea o salată chiar bună. Părerea mea, îmi place salată. Că mănânc fie, mănânc vara, tot timpul mănânc salate. Că sunt foarte sănătoase. Și cu cât mănânci mai sănătos, cu atât ești un om mai sănătos. Nu știu dacă are sens ce am spus, dar sper că l-ați înțeles. Am tăiat și roșiuțele. Aruncăm cuțitul. Punem înapoi, bine să nu dărâmăm. Și luăm toate roșiile și le punem lângă salată aici. În salată le pun. Așa. Începem să tăiem ceapa foarte bine. Uite așa. Tăiem feliuțe subțirele, ca așa îmi place și mie, dar trebuie să te placă și clienților, nu numai mie. Și am tăiat câteva bucăți de ceapă. Luăm farfuriuța, nu așa, luăm platou, platoul, nu mă lasă. Așa, acum luăm sarea și am terminat de gătit. Așa, ia să vedem câtă sare spune, 12 grame de sare. Așa, foarte ușor este chiar salata asta. De preparat, dar nu mă lasă să o iau. Așa, gata. Acum să vedem ce notă primim. Eu sper să iau și o notă mai mare, să iau o notă mare. Nu mi-a plăcut foarte mult, dar nici foarte rău n-a fost. Așa, ia să vedem. Avem de făcut sfecla, care mă bântuie tot timpul. Nu repare sfecla, dar câte avem nevoie? 4, am folosit atunci doar una. Am văzut doar decât imaginea, ok? Iau, la un kilometru, ia, sunteți gata? Iau, e bun. Ia uite, la un kilometru. Creau la coș. Uite cum a făcut curba. Așa. Avem nevoie și de lămâie. Știam că trebuie toate cât o lămâie trebuie. Nu știam că lămâie... Știam că le țin la frigidere, dar nu contează. Avem destul de multe alimente aici. Eu zic că o să mă descurc de minune. Voi ce credeți? Eu zic că mă descurc. Hop. Tăiem foarte bine beetroot-ul ăsta. Tăiem mai multe bucăți.
ca să aibă ce mânca, că știi? Când la tână, totul se să mănânci. Să-ți dea o mini... multă mâncare. Că... pentru asta vine la restaurant, ca să te sat. Nu ca după aceea să mai vin cu o porție de aceeași fel și să faci sunt tezatori. Iar asta e nașpa. Să se iau farfurie, serios? Hai să iau farfuria. Așa, luăm farfuriuța, luăm mâncarea, o punem fix aici, am scăpat puțin pe lângă, dar nu contează un bitru tăla. O tăiem pe jumătate cu cuțitul și foarte frumos, dacă putem, putem să o și toarcem, dar nu cred că merge pe joc. Bă, lasă-mă să iau platou, platou vreau. Ah, lasă-mă să pun. Lasă-mă să-l iau platou. Nu mă lasă. Mă lasă să iau platou. Vine să credeți? Mie nu. Ok, aici să pun. O să iau de aici. Și voi pune paia pe toate. Nu știu dacă are logic ce am spus, dar... sper că a avut. Uite ce bine arată, eu aș mânca. Și cred să pun 20 de grame, mamă câtă sare. Să fie pe toate. Am pus 21. Nu se știe. Nu se știe că am pus cu un gram mai mult. Voi lasă-mă să pun lămâia. Nu mai să pun lămâia. A căzut și pe jos lămâia. Nu mă lasă. Eu voi pune asta aici. Voi lua ăsta. Și voi lua asta de aici. Și acum punem asta deoparte. Și luăm mâncarea și o punem aici. Nu ce bine arată, eu aș mânca. Mie mi-ar plăcea, eu mănânc de obicei legume și așa mai departe. Ia să vedem ce avem de făcut. O salată. Asta cred că va fi ultima comandă care vă face pe ziua de azi. Sper că o să vă placă și să dați un like dacă vreți și partea a doua după aia. 6, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pus. 5. Așa, asta e zahăr? Da. E sare. Așa, sugar. Asta măcar știu cum se spune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unde mă cina? Cinamonul. Pune și aici 10 grame de zahăr. 7, 8, 9, 10. Am dat și pe lângă puțin, dar nu! Ok, deci cred că cam atât a fost episodul de azi și ne vedem pe data viitoare. Și până atunci o să mai trăiesc și 8 puncte pentru alte mâncăruri, ok?